Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Salutare tuturor, eu sunt Flash și bine v-am găsit la un nou episod de Poliția CSGO Demo by Subs, un demo mai special și de data asta. Și asta pentru că jucătorul din imagine cu acest nume... Mamă, ce viteză a băgat LOL? Suntem pe 100%? Ok, suntem pe 100%. Are cuțit? Din câte se vede, are editat mai baioneta. Nu știam chestia asta din titlul mail-ului, dar am observat acum, are Hyper Beast, are mănuși. Uuuu, aleo! Câte chestii are. Care e treaba? E pe Wingman la... Na, matchmaking, Wingman, habar n-am, pe CSGO. Dar titlul este în felul următor. Demo Wingman are level 8 face it, dar puncte, puncte, puncte. Și o să pun pauză chiar acum pentru că vreau să vă citesc ce scrie aici. Numele... Nu știu să-l citesc, mă rog, în fine, media de rang global suprim, 3855 de ore pe CSGO, level 8 face it și level 5 steam. Din câte îmi dau eu seama, din câte mi-amintesc, nu are bani, este în acest moment în joc, level 9 face it, văd că are scris pe profil, scrie că e din Suedia pe profilul lui de Steam și are aici scris 2080 Super, 9900K, 240 de Hz, playing CS since 2017. Deci joacă de ceva timp, joacă mult, are aproape 4000 de ore, gândiți-vă că am 6000 de ore, petrecând foarte mult timp filmând Overwatch-uri, uitându-mă la demo-uri și chestii de genul ăsta, deci nu sunt toate orele în meciuri, ok? Deci are un level mare și cu toate astea, domnul care ne-a trimis demo-ul ne spune că la warm-up dă pre-fire, nu o să iau în calcul absolut deloc cu warm-up-ul, pentru că la warm-up se dă pre-fire în principiu la în arenele astea și știm cu toții chestia asta. Și apoi de la 0-0 începe, mai îmi la primul kill, după aia 2-3 se uită la mine prin perete la început, posibil coincidență. 3-4 se pare, pare că se uită la Simon prin perete, posibil coincidență. 4-5 kill full flash, 5-5 îl știe pe Simon la căruță, pare că se duce sigur pe el. Ok, nu sunt sigur nici 20% care cod, dar totuși, și tocmai de asta o să dăm play acum și o să ne focusăm maxim pe gameplay-ul lui, fără să mai băgăm în seama mail-ul sau altceva. Pentru că vreau să văd cum stă treaba, are skin-uri multe, 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 după cum vedem, are Dita mai inventarul. Se pare că începe pe City, de fapt puteam să ne dăm seama de chestia asta la urmă, dar n-am dat atenție. Și să lăsăm treaba să meargă, mamă, dar le are pe skin-ulețe, nu glumă. Are pistol ca al meu, bun. Ok. Poziționarea țintei e corectă, adică e pe la nivelul capului, frumos, trage aici, îl bate pe Simon și aim la primul kill, nu, asta nu, 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 nici măcar, o să vă explic. Sunt sigur de verdictul de la finalul acestui demo, dar o să vă explic la final care-i treaba. Bun. Și aici ratează, dacă avea aim, mi se lipea ținta instant. Demo-ul l-am primit acum o lună și ceva, peste o lună, și abia acum am ajuns la el, adică am mai căutat prin demo-uri, l-am văzut pe ăsta interesant și am zis hai să-l facem, nici nu știam că e la Wingman. Ok, a făcut ambele, nu? Ambele kill-uri, frumos, ok, și domnul Electromaster presupun că este Zero, care a trimis mail-ul pentru că tot vorbea de Simon ca și cum ar fi coechipierul lui în mail și Simon e cealaltă persoană. Bun, stăm pit. Mamă, M4 ăsta e statra cu wow. Ok, rămâne 1 versus 1, obiectivul lui este să țină site-ul, să nu avanseze teroristul în site, să planteze bomba. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul ONFLASH, adică fix numele canalului. Adică, practic, el poate câștiga și la timp, dacă stă cu minte aici, dacă stă ascuns, dacă... Na. Dacă rămâne în viață, pur și simplu. Bun. Și văd că se uită. Se uită și lung, se uită și scurt, urcându-se pe bicicleta asta. L-a văzut în casă, a reacționat total normal, deci... Spunea că e suspect de The Wall și de aim la buton. Cred că uneori apasă pe Wall să le și aim. Așa ne-a scris de ce e suspect. Ok, hai să vedem mai departe. S-a dat un timeout, o să dăm repede, repede, repede.
cu 1000X să trecem prin timeout așa cât ai clipit și cu ocazia asta. Vreau să vă spun că aș aprecia enorm dacă ați apăsat butonul de subscribe, pentru că am văzut că o mare parte din voi urmăriți canalul, dar nu sunteți abonați și vă invit cu drag să o faceți. Avem iarăși un kill, ok. Bun, a murit. A pus el ținta pe jucători și toate cele în timp ce stătea după perete, dar e ceva normal, e și sunet. E vorba că are multe ore în joc, are foarte multe ore. Inferno e o mapă comună și nu a fost ceva atât de rău încât să zici că e ăla, dar vreau să zic că e normal mișcarea pe care o face, sau mă rog, felul în care se mișcă e total normal, pentru că are experiență și știe ce ar trebui să se întâmple, mai și aude și așa mai departe, adică era logic o să avanseze ușor în site teroristul. Și unde pune el ținta, nu, practic el nu punea ținta pe jucător, ci își punea ținta în următorul unghi, încât să iasă în unghiul pe care și-l dorea de după perete, dacă făcea pic, ceva de genul ăsta. Sper că m-am făcut înțeles, n-am explicat prea bine. Ok, hai să vedem mai departe, suntem pe Electromaster. 2, 3, bun. Hai să vedem o rundă pe Electromaster, ca să comparăm. Ținta lui Electromaster e undeva pe la buric. Ok, aici a fost omorât de grenadă. Deci, din start e vorba de un jucător care nu are un level atât de mare. Da, din fel, vedeți diferența între stilul de joc, cât de haotic, pot să-i spun că nu vine alt termen acum, se mișcă Electromaster, care presupunem că e băiatul care a trimis demo-ul, și cât de, nu știu, se mișcă cu mai mult skill domnul cu nume în caractere slave aici, și cu cuțit și cu skin-uri. Da, deci vedeți, are mereu ținta unde o să iasă jucătorul cu capul, gen pe linia capului. Ține corect unghiurile, vedeți, chiar dacă e cu ținta pe perete, de el, dacă se urcă un pic mai sus încât să vadă jucătorii acolo pe scurt, are ținta unde trebuie, nu se uită pe peretele din dreapta sau pe căruță cu ținta sau ceva de genul ăsta, n-are ținta la picioare, vedeți că se uită pe lung, iarăși ținta e destul de sus. O poziționează foarte ok. Are smoke acolo. Să-mi pun și eu telefonul deoparte și să vedem în continuare, că v-am zis, îl luăm la puricat pe domnul cu skin-uri, că poate, cine știe. Eu mă gândeam că e irrelevant levelul de pe Faceit la acest demo, mai ales dacă cel care a trimis mail-ul spunea, adică Electromaster, că e suspect de cod, pentru că e pe matchmaking și pe matchmaking n-ai anticit, poate să joace cu codul cât vrea el, poate să joace și să nu ia bani și așa mai departe, și tocmai de asta am zis, ok, o să fie un demo interesant. Nici nu știam care skin-uri. Am zis că poate chiar e codat, dar nu, totuși are level mare pe Faceit, poate acolo nu joacă cu cod sau poate joacă și pe Faceit cu cod, cine știe. Dar se pare că nu e așa, ci e vorba de o diferență mare de rank. Chiar aș fi curios ce rank are Electromaster și coechipierul său. Ok, și hai să vedem pe omul nostru aici, pe lung, secat, 7 viață, bun, a tras acolo, deci ultima dată când s-a anunțat a fost pe lung, în spatele smoke-ului, a venit pe shift până în site, n-a scos niciun pas și acum probabil o să aștepte să audă info, va trebui să își ia info, hai să vedem cum o face. Momentan se uită pe lung, da, deci poate... Vedeți? Auzi pasul, pac, pac, pit, 2-3. 2-3, iese pe el. La 2-3 ce spune? Se uită la mine prin perete la început, posibil coincidență. Nu o să dau în spate, pentru că mai avem la 3-4 o fază tot ceva de genul ăsta, că se uită prin perete, o să ne convingem acolo, dar până acum mi-aș fi dat seama instant că omul joacă cu all. No, în toate rundele astea îmi dădeam seama dacă era vorba de all. Bun, s-a retras aici. Nice. Ok, 2 versus 2. S-a potolit un pic runda. Nu prea mai vedem cine știe ce acțiune. Își dă aici un smoke.
ca să țină lângă el. Sau ca să-i pe la casă. Face lui un kill și probabil că, ok, acum știe sigur că următorul jucător este pe lung. Hai să dăm un pic cu 4x, vine flash-ul, e clar că a venit flash-ul de departe. E clar că dacă în câteva secunde nu este de pe lung, va trebui să facă check pe short. Se vede că știe să joace, nu... N-ai ce să-i zici de wall, de chestii, nu există așa ceva, nu. Momentan nu ai ce să-i zici, 3-4, asta e, îl știe pe Simon. Nu, se uită la Simon prin perete. Nu se uită prin perete. My friend, o să aici a auzit pas, dar nu se uita la Simon prin perete. El se uita prin perete pe mid. El se uita cu ținta ca atunci când face strafe-ul lateral să aibă ținta poziționată exact acolo unde ar fi putut să vadă un jucător, adică pe mid, gen. Ok? Deci asta e chestia, nu se uita la Simon, ci se uita pe direcția lui Simon. Sunt 100% sigur că nu e vorba de niciun fel de wall. Stilul lui de joc și așa mai departe nu mi inspiră nici măcar, nu știu, 1% wall până acum. Deloc, nu se comportă. Codații de obicei joacă altfel, au alt movement, se efectiv abordează rundele altfel, se mișcă altfel și așa mai departe. În fine, hai să vedem mai departe, să-i vedem pe Tero pe băieți. 4-5, kill full flash, acum e 3-5, ok, deci next round. Dar hai să vedem prima rundă aici. Ok. Pune ținta frumos, cap cu pe 250, easy peasy. 4-5, kill full flash. Hai să vedem kill full flash. Vreau să văd. Da, a auzit flash-ul, l-a luat sunet. Îi se poate întâmpla oricui. Nu știu, mie nu mi se pare de gol. Și atenție, n-are nicio treabă că... Că are skin-uri, adică și dacă n-avea niciun skin, la fel aș fi zis. E vorba de felul în care se mișcă, numărul de ore, levelul pe face-it, nu are bani până acum, are un profil de Steam normal, na. Deci, repet, scoatem skin-urile din ecuație, da? Poate că pentru el skin-urile astea nu înseamnă nimic, poate că e bogătan, poate că habar n-am. Ok, vede aici omul la căruță și acum omul din pit se anunță. Ia să vedem ce spunea la ce aici, 6-5, 5-5, pare că se duce sigur pe el. Da, adică runda trecută nu îl știa la căruță, l-a văzut. A mers o bucată lungă de timp, gen destul de lungă până i-a văzut capul. Ai văzut capul pe acea crăpătură. Hai să vedem cum decurge treaba aici, vedeți? Aici iarăși se uită în perete pe direcția unde el va ieși cu ținta, astfel încât să aibă ținta poziționată unde trebuie. Vedeți? El face strafe-ul lateral, pac, și iese cu ținta fix lângă grind aia din depărtare. Da? Deci fix unde poate avea jucător. Și aici iarăși se poziționează astfel încât să facă strafe-ul fără W. Gen... Pentru că asta te ajută foarte mult la CS. Poate se uită și oameni cu rank un pic mai mic. W te încurcă atunci când tragi. Dacă apeși W sau S să te dai în spate, te încurcă. Când mergi în laterală, gen doar cu A sau cu D, nu te încurcă. Ai acuratețe mult, mult, mult peste dacă ai avea și W apăsat. Deci, de asta el face chestia asta. Se poziționează astfel încât să facă picul în lateral. Și de asta se uită la perete și după aia, gen, iese cu ținta fix în spotul în care dorește să, sau presupune că e, gen, în spoturile comune, unde se presupune că ar putea fi un jucător. Și îi și iese, pentru că na. Pentru el e ușor să joace versus Electromaster și Simon, pentru că se vede clar o diferență mare de rank. Poate că ori avea, nu știu, Lem, Suprem, Global, toți, dar... Se vede clar diferența de rank din stilul de joc, poziționarea țintei, felul în care se mișcă, cum abordează rundele și așa mai departe. E clar că, nu zic că ar fi boostat Electromaster care a trimis demo, nu vreau să zic că ar fi boostat sau ceva, dar pur și simplu a urcat în rank
domnul din imagine, suspectul, o să-i zic suspectul că mă încurcă caracterele astea, suspectul nu are unde să urce mai sus în rank, că dacă poate ar fi fost încă 10 rankuri în plus, s-ar fi detașat de rankul la care este Electromaster și n-ar fi picat în același match. Dar, na, se mai întâmplă, de fapt, nu că se întâmplă, cam asta e situația acum. Sunt foarte mulți playeri în rankurile înalte care nu merită acel rank, pentru că trebuie să ne gândim la faptul că teoretic globalul ar trebui să-l aibă, nu știu, Simple și cu Kenies și cu toți jucătorii pro. Eu am avut global, dar niciodată nu pot să zic că joc cum joacă Kenies sau cum joacă Simple sau mai știu eu ce jucător pro, da? Eu pe lângă ei aș merita un DMG poate, poate nici atât, știți ce zic? Dar s-a ajuns, na, din rank în rank s-a tot urcat în rankuri până când s-au aglomerat foarte, foarte mulți jucători cu o plajă mare de skill, unii mai slabi sau foarte slabi și unii extrem de buni în rankurile de sus și, na, e normal să se întâlnească în meciuri. Și e normal pentru Electromaster, care poate dacă s-ar da downgrade la rankuri cum a fost acum câțiva ani, când pe CSGO efectiv s-a scos rankurile la toată lumea și trebuia să ții iarăși rankul și primeai un rank mult mai mic și atunci când te jucai în global chiar dădeai de adversari care chiar jucau mega, mega bine și n-aveai cum să le faci față, erai ca pe Faceit la, nu știu, habar n-am, 2500 elo, poate 3000 elo, dacă s-ar întâmpla chestia asta, nu ar mai pica Electromaster cu suspectul în match, în același match, gen. Ok, și după cum vedem, cu toate că el e mult mai bun decât ei, nu poate să câștige fiecare rundă și de asta și ei au 6 runde câștigate, adică e meciul destul de strâns. Dar dacă i-am pune, cum să spun, într-o echipă pro, cu siguranță Electromaster nu cred că ar face față din felul în care se mișcă, felul în care face picurile și felul haosit în care joacă și așa mai departe. Pe când suspectul ar face față, că joacă mult mai ok. Se vede că are levelul ăla pe Faceit. Bun, hai să vedem ce se mai întâmplă pe aici. 2v2 la Wingman, trebuie să ținem minte că e vorba foarte mult de tras și de dublaj, adică nu prea se compară cu matchmaking-ul 5 vs 5, unde e vorba de tactică, de cât de închegată echipa, cât info se dă, câte dublaje sunt, cât de repede se fac rotațiile și multe chestii de genul ăsta. Aici e de fun, Wingman-ul e de fun, clar. De asta au și luat băieții de pe CT atâtea runde. Sper că le-au luat pe tras, pe chestii de genul ăsta, gen cum au câștigat acum runda și e 7-7. De exemplu, dacă am luat 5 Electromaster și 5 suspect și am face două echipe, să joace una versus cealaltă, cu siguranță nu ar mai fi scorul atât de egal și apropiat. Ok, iese aici, se face kill-ul, deci runda asta au jucat și ei pe push, au jucat mai agresiv și mai este ultima rundă. Hai să vedem cine câștigă meciul, sunt curios. Ok. Mamă, deci vă jur că mă așteptam să fie codat și să aibă cont mare pe Faceit, dar el să joace matchmaking și să joace cu Codri, când am văzut că demo-ul pe care îl downloadez are 20 de mega, am zis, what? Eu nu dădusem atenție la Wingman în titlu. Am văzut că are demo-ul 20 de mega, zic, mă, ce naiba? Și după am intrat pe el și am văzut că e arena de Wingman și zic, mă, ce naiba? Și după aia mi-am dat seama că e vorba de un jucător pe Faceit care a intrat să joace Wingman și am zis, mamă, stai să vezi ce o rupe ăsta codurile. Dar nu e, nu există. Aici auzi scopul, așteaptă să vadă un semn. Acum Simon se anunță, e clar că trage de acolo și că e după cutia asta și s-a făcut top-top, egal meciul, dar repet, el avea movement de 10 ori mai bun decât adversarii. Vorba vine de 10 ori, dar ați înțeles, mult mai bun și da, asta și diferența, adică, na, niciun caz coduri, în niciun caz wall, în niciun caz aim, absolut deloc, nu intră în discuție. Vreau să văd și părerea voastră în secțiunea de comentarii, chiar v-aș ruga să-mi spuneți dacă am dreptate cu ceea ce am spus, cu diferența între jucători, cu faptul că au același rank și toate chestiile astea și care este părerea voastră despre demo.
este cum am spus eu, că nu are cod, sau avea cod și m-am înșelat eu. Poate că am ratat eu ceva sau poate că nu mi s-a părut mie că are, deși are. Cine știe. Dați cu like-ul, vă aștept pe Instagram, OneFlash cu 0 și vă urez o zi cât mai bună în continuare. Ne revedem diseară pe live sau în episodul de mâine de la 10. V-am pupat. Pa!